Vlog de la nuntă, partea a doua. Apoi m-am schimbat rapid în rochie și am plecat afară, acolo unde mă aștepta mirele ca să mă vadă pentru prima dată în rol de mireasă. Vreau să vă zic că acesta a fost cel mai emoționant moment, pentru că efectiv ne-au dat lacrimile la amândoi. Da, a fost un moment de nedescris și nu ne-am așteptat să plângem. Mai ales cum eu îi trimiteam soțului diverse clipuri pe Instagram în care mirii plângeau când își vedeau mireasa și râdeam de el întrebându-l dacă și el va plânge. Și uite că da. Iar eu l-am susținut. După acest moment a urmat o sesiune de poze și încet încet toți invitații deja apăreau. În timp ce întâmpinam restul invitațiilor, toată lumea se putea servi cu fructe de sezon, șampanie și aperitive sărate. Dansatorii de la Everest Artists au fost în rolul însoțitorilor de bord și rând pe rând le făceau check-in-ul tuturor invitaților. Din invitația pe care au primit-o de la noi, li se decupa numărul biletului între ghilimele de călătorie. Și dacă vă întrebați de ce se făcea acest lucru, este pentru că a urmat o tombolă, dar imediat ajungem să vă povestesc și despre tombolă. Lista invitațiilor și a meselor a fost făcută la fel ca o hartă,